Bună seara, prieteni, scuzați pentru această întârziere de intro. Au avut Discord-ul niște, cum să spun, nu au vrut să coopereze. Bună seara, prieteni, bine ați venit la un nou stream. Și încă ce stream, astăzi o avem alături pe noi pe Eliana! Să văd încet, oameni buni. Ea este Eliana, este invitata podcastului. Bună, hei! Ea a acceptat astăzi să vină și să vorbim un pic. Este vorba despre o oră în care încerc să dezbatem cât mai multe chestiuni de actualitate și cât se poate de punctual vorbind. Îi mulțumim încă o dată că a acceptat să vină, prieteni, să văd încet susținere. Bun. Să facem o probă de sunet pentru Eliana să ne spună ceva. Orice. Orice. Perfect, cred că un pic mai tare merge. Ia-ți dăm mai tare. Bun. Ca să, dacă ne apucăm să vorbim, să se audă, că acum îmi dau seama că n-am făcut asta. Merge mai tare. Gata. Bine. Eliana! Cât iar s-aude în ecou? Vă rog să-mi spuneți dacă s-aude în ecou. Eu aud un picuț în ecou. Ecou e probabil de la mine. Cum am zis, sunt pe boxe. S-aude ok. Bun. Cine este Eliana? Câteva cuvinte, cât se poate de pe scurt, sau cum vrei tu de fapt, că după o să vreau să vorbim despre... Nu. No. Cine este Eliana? Pentru prima dată, noi intrăm. Dacă e să facem așa... Ia. Așa. Fostă gameriță? Cam așa. Fostă gameriță? Studentul la Conta. La Iași. Da, la Iași. Tot la Cuza, ca și tine. Și n-am văzut niciodată. Suntem în corpuri diferite. Asta unde ar veni? Pe partea dreaptă, cum urci copoul? Da, suntem în B. Partea stângă, pardon, cum urci copoul. A, ești în B, dar și eu tot în B sunt. Stai, și tot. Og. Da, nu se prea aude, merge mai tare. Stai o secundiță, pentru că... De ce nu se aude? E toată la maxim la mine. Acum e toată la maxim. Așa, aici. S-ar putea să mă aud prea tare de acum. Nu, acum e perfect. Omă, deci noi am fost în același corp în tot timpul ăsta și nici măcar n-am știut. Ceva de genul. Bun. Ceea vă rog mult să spuneți cum e cu muzica acum. Suntem la nivelul următor, am băgat și muzică. Deci dacă se aude Eliana bine, pentru că ele sunt pe aceeași bar acolo în Shadow BS, mă duc să iau aspirină, că fac infart aici pe stream. Bun. Perfect. Bun. Eliana este fostă gameriță și studentă la contabilitate. Studentă în ce an? Anul întâi. Ongă. De asta nu ne-am văzut, că e pandemia. Nici n-aveam cum să ne vedem. Da. Ei, asta era. Muzica nu se aude. Fun fact, chiar m-am gândit să dau la Conta anul ăsta pentru că am văzut un trend pe TikTok. Așa. Și mi s-a părut foarte amuzant chestia cu contabilitatea. Niciodată nu m-am gândit să dau la Conta sau orice ar fi economic. Așa. Și am văzut un trend așa frumos pe TikTok și eram ok, mai sunt 2 zile până pot să-mi depun dosarul, hai să vedem ce iese. Și am ajuns eu la Conta. Oh my god, spontan. Și atunci ești la Conta. Wow. Fostă gameriță, s-a lăsat de link. Ajungem imediat și acolo. Câți ani ești, Oana? Scuze-mă că te întreb. M-a tot întrebat lumea și ieri pe stream, că să știi că am spus încă ieri. Da, m-am scăpat la gură, am spus ieri. 24. Așa, pentru toată lumea care întreabă. Bine. Hai să începem atunci cu... Deci, Eliana a spus cine este și cu ce se ocupă Eliana. Cu ce se ocupă Eliana? Cu ce mă ocup? Da. Predominant mamă full-time. Mamă full-time. Ăsta este jobul suprem și cel mai plăcut job și în același timp care îți aduce satisfacție pentru că te ocupi practic cu așa ceva. Să ai succes, e grea Conta. Există o facultate bine, ușoară.
Nu consider a fi mamă un job. Știu că mai există opinia că a fi mamă e un job full-time, dar nu consider asta pentru că în momentul în care spui că a fi mamă un job full-time începe să te definească pe tine ca persoană doar calitatea de mamă. Ok. Așa că, practic, da, studentă, mamă și voluntar. Foarte frumos. În cadrul a ce se practică voluntariatul? În cadrul Ligii Studenților Economiști. Foarte Iași. Frumos. Foarte frumos. Ați început să faceți ce am vorbit noi cu partea de streaming? Nu, pe partea de streaming nu am făcut. Momentan încă ne căutăm invitați. În schimb am reușit să facem tot felul de activități online, inclusiv strângere de fonduri. Foarte campania. Frumos. Și bravo. Ne dorim să facem și activități fizice. Bravo. Acum, cu activitățile fizice și corona asta, mai este de așteptat un pic până când o să intervină vaccinul. Da, uite, dacă vrei să vorbim despre coronavirus și despre partea asta de ce oamenii se opun vaccinării, o să revenim mai târziu, da? Dacă o să vrei să ai dispus câteva cuvințele, dar mi se pare interesant, am mai vorbit despre asta pe stand, dar mă interesează și părerea ta. Bun. Eliana este fostă jucătoare de LOL. Cum a început povestea? Cum te-ai apucat, cât a durat, cât mai durează și după aceea continuăm. Când m-am apucat de LOL? Și cum? Sezonul 4. Ca mine. Și asta pentru că îmi căutam un joc nou. Inițial am instalat Dota. Și a fost foarte amuzant pentru că am jucat 2 săptămâni de Dota când am văzut la altcineva League pe ecran și eram ok, știi ceva, îmi place mai mult cât de anime arată și grafica de League și așa cum am apucat de League. Și a fost foarte fain pentru că am început să iau de la zero, să-mi fac prietenii, să învăț campioni, am experimentat, cred că, orice lane, orice campion posibil. Eram mai mult clown fiesta, inclusiv în ranked, probabil. Încă mă mai înjură unii. Așa. Da, și da, din sezonul 4. Oficial m-am lăsat anul trecut, cam așa. Nu am mai jucat deloc de anul trecut. De anul trecut când viața ta practic s-a schimbat. Scuzați pentru mea, dar am 3 ore dormite la bord în ultimele 4 shop. Wow. Sunt convinsă după stream asta, după ce te epuizezi, te pun să vorbești o oră așa în continuu, vine un somn extraordinar. După ce te ocupi și de treburile, mă rog, extra. Că sunt convinsă că nu tot ce te-ai propus pentru astăzi a fost podcastul cu noi. Ce am pierdut? Bine ați venit. De aia să propun aici vorbim despre vaccin. Bun. Deci și eu să știi că tot în sezonul 4 m-am apucat și mă jucam Zed cu Tormain pentru și cu Spirit Visage pentru că mi se părea că moare prea repede. Evident că am găsit o soluție, l-am făcut tank. Bun, care au fost cele mai mari realizări? Să spunem așa, materii de gaming, de practic divizii cel mai mare ajunse și povestești-ne pentru că tu ai făcut și stream o bună perioadă de timp. Nu știu câtă lume știe treaba asta. Cea mai mare realizare a fost momentul, acum o să fie o glumă pentru că n-am fost în suport foarte mult timp, cea mai mare realizare a mea era când dădeam shield-ul când trebuie și îmi trimiteam ADC un turnul advers la level 2. Okay. Și eram, du-te, te descurci, uite, ți-am dat shield. Aia a fost cea mai mare realizare. Așa. Practic. Bun. Practic. Ca și turnee, probabil top 8 în turneul național. Ok, deci ai ajuns și acolo, top 8 în turneul național. Da. Wow, ok. Și a fost interesant pentru că în majoritatea meciurilor a trebuit să joc top. Aveam un suport foarte bun în echipă. Eram un pic dark horses în perioada aia cu echipa. Eram complet oameni aproape random, nu ne cunoștea nimeni. A fost o echipă din aia făcută spontan. Și am ajuns să joc top. Și să joci top în turneul național Nautilus și astea când tu ești main Jana și Lulu a fost destul de interesant.
Dar cum se întâmplă la practic? Voi stabiliseră că tu te duci suport și venea unul care se presupunea că e mai bun decât tine și tu nu mai aveai... Eram capitanul echipei și efectiv aveam un suport foarte bun pe care l-am găsit și a vrut să intre în echipă și am zis că ok, bun, mă duc eu și fac fill în majoritatea meciurilor pe top și o să te las pe tine pe bottom pentru că ai o sinergie mult mai bună cu AD Carry-ul. Cu toate astea ați ajuns locul 8 în turneu național. Wow. Da, am ajuns între 4 și 8 în turneu. Și când nu se face o clasificare exactă. Și de asemenea, cred că cele mai memorabile erau turneele de Challenger Mode cu Baribo, cu CPM. Ce vremuri turneuri. Bune, Pioni. Da, cu Jax, cu... Da, erau niște vremuri foarte faine. Pe locuri mai rămas jucători așa de care spui. Uite, de exemplu, eu nu l-am prins niciodată pe Baribo. Când am început și eu să mă mai duc, nu l-am întâlnit niciodată face-to-face. Nu știu de ce. Pe Baribo l-am întâlnit și l-am întâlnit face-to-face. E o dulceață. Cred. Deci, Baribo e absolut o dulceață de om. În schimb, dacă joci cu el, noi cam avem aceeași personalitate din punctul ăsta de vedere. Suntem flameri. Și foarte interesant să vezi într-o dinamică din aia în care ne înjurăm unul pe altul. El că dau pic la Sona, eu că nu-mi dă gank și cam astea erau timpurile, practic. Cumva povestești cu o extraordinară melancolie. Ți-e dor de vremurile astea? Sau consider că nu o să mai fie acum la fel? Pentru că, uite, de exemplu, de prin sezonul 8 au început să se schimbe foarte mult lucrurile. Sezonul 5-6 a fost super fun, XPC-ul, Dreamhack-urile, WSD-ul, erau niște turnee foarte mișto, era un pic diferită atmosfera, sau de exemplu, cine îl mai cunoaște pe Vierme Fantomatic? Au, este cu noi, s-ar putea să fie chiar acum pe chat Vierme Fantomatic, cu succes. Serios? Îngheluță, da, inclusiv acum 2-3 luni am fost implicat într-o acțiune de voluntariat pentru un băiețel cu distrofie musculară. Și a fost donatorul cel mai mare din cadru, mă rog, făcută, care nu a fost anonim. Da, este pentru mine, cu noi. De exemplu, Virmea să rămână unul dintre cei mai buni Warwick din sufletul meu. Mulțumesc, bro, că m-ai scos din gol 5. Pe vremea când exista gol 5. A, nu mai e? Nu, este gol 4, maxim 4. Interesant. Și acum este Grandmaster. E între Challenger și Master, este Grandmaster. Bine, Grandmaster l-am prins, dar gol 5 nu știam că s-a scos. Cum a ști? Ok, acum aflu de cât timp n-am mai jucat League, pentru că în ultimul timp tot ce pot să fac e să-mi deschid așa telefonul și mă duc în TFT și încă mă mai duc pe Strategy Guides pentru TFT, dar în rest n-am mai pucat, nici măcar un aram. Nu știu dacă știi, dar s-a lansat LoL Mobile, se numește Wild Rift și poți să te joci meciuri de League of Legends pe telefon undeva la 15-20 minute. Da, săptămâna asta, acum, mă rog, acum vreo 4-5 zile. Cred că undeva la finalul săptămânii trecute. O să mă joc ca bătrânii pe telefon. Da, de ce momentul ăla când îți dai seama că devii un adult, e momentul în care începi să te joci pe telefon mai mult decât pe laptop. Asta e bună, sau este ceva nou. Ci că e foarte fain și are feedback foarte bun. Mi-a povestit că este maxim acaparată. Sunt mai eficiente meciurile, dar e cumva ciudat, știi? Ca și cum când s-a pian, când apeși pe abilități, că apeși pe... Efectiv, ai QWR și sunt pe ecran și trebuie să apeși așa, parcă când s-a pian. Nu mai este ca la... Okay. Interesant. Da, și eu vreau să încerc, măcar să vedem cum e. Așteaptă lumea să spun ce părere am eu și tot am spus că astăzi. Și astăzi, și-o trebuie vreo 4 zile și n-am mai făcut-o. Bun, după cum spuneam, Elena a făcut stream. Cum te-ai apucat de stream? Și când s-a întâmplat treaba asta? În ce anișor? Sincer, nu mai știu, dar... Deci nu mai știu de ce am început să fac stream. Habar nu am, deci jur, habar nu am de ce am început să fac stream. La un moment dat voiam doar să mă distrez cu prietenii pe Twitch
da. Ceva de genul. N-am avut un motiv de genul vreau să fac follower sau vreau să devin cunoscută sau orice. La mine a fost mult mai mult, uite, suntem 15 nebuni, hai să ne înjurăm pe chat. Și de asta a pornit o carieră? Da. Se poate numi? Nu e chiar o carieră. Nu consider niciodată că am avut succes în streaming, nici nu mi-am propus. Încă țin minte când am primit mesajul pentru butonul de affiliate și eram, ok, e greșit. Gen, de ce? Și ce te motiva să faci chestiunea asta? De fapt, stai că ai spus că ai făcut-o for fun. Dar după ce primim butonul de affiliate, nu te-ai gândit că, nu știu... M-am lăsat de tot. Te-ai lăsat de tot. De ce? Începuse deja să înțelegi despre ce vorba și nu te-ai mai atras? Nu neapărat, după aia nu am mai avut timp. Mi-am primit... setările, mi-am primit butonul de affiliate și da, vezi că ai setările de la Discord pe gen rămase la sunet. Pe așa este, bravo, bravo, bravo frumușei mei, pardon, să-ți că am greșit acum. Da, nu poți să vorbești, eu sunt aici. Efectiv nu am mai avut timp absolut deloc și am considerat că stream-ul nu e o prioritate în viața mea, mai ales dacă nu mai joc nimic, nu aș avea de ce să fac stream. Ce alte jocuri te-ai jucat în afară de LOL? Oh, e o istorie lungă. Atunci simplifică. Am început și eu ca orice băiat... ca orice băiat? Ca orice băiat. Pentru că, în general, nu știu, sunt foarte puține fete cu care am putut să vorbesc despre jocurile în care... nu știu, în care am petrecut extrem de mult timp când eram mică, de exemplu Heroes of Might and Magic 3, Civilization 5, Europa Universalis, Total War, Rome, cam cu astea am început când eram mică, după aia m-am dus pe NFS, am jucat foarte mult NFS World. După aceea am avut vreo 2 ani și ceva de Talisman Online. Așa. Talisman Online e un MMORPG. Ok. Și e pe stilul Metin, dar comunitatea era mai faină. Deci mai restrânsă, presupun. Nu neapărat. Ok. După aceea am încercat un pic de Dota și apoi League. Și în timpul League-ului, nu știu, ce-am mai încercat? PUBG în beta. Au mai fost câteva jocuri de la Origin care au fost șterse. Bun. Da, Terra. Am încercat și Terra. Diablo. De obicei m-am jucat cam ce mi se părea mie interesant pentru mine. Nu m-am dus pe trenduri. Perfect. Mi se pare normal. Eu stau pe League of Legends doar 6 ani. Nu am făcut mari schimbări de atunci. Nu știu de ce, nu pot să mă explic. Sunt în zona mea de confort, cred că asta e explicația. Te-ai jucat mai tot ce e bun, spune Mihăiță. Foarte posibil. Le-am zis că am fost un pic băiat. Marius spune că s-a jucat și el Talisman. Oh, era... shit. Da. Dacă ai fost pe Earth and Moon, e posibil să ne fi întâlnit pe server. Încă de atunci... Mama mia, mi se pare așa o istorioară de asta foarte... mi se pare așa ca o hartă deschisă. Știi, faptul că acum dacă luăm pe oricare, aproape orice persoană din chat și nu ori de orice fel de chat, pentru că Twitch este o comunitate care cuprinde și care e plină de utilizatori care sunt gameri, pot să spună aceleași lucruri la modul că și ei au avut și au o listă de jocuri în spate și îmi dă așa o îmi vine cu emoții, nu știu cum să spun. Îi vorbește cumva și despre mine, știi? Suntem o cu se vede că face referire la comunitate. NFS World a fost super, păcat că s-a închis. S-a închis! Da, s-a închis. Oh! NFS World s-a închis de 4-5 ani. Știu că se închiseseră serverele pentru că mi se pare că nu mai dădeau randament financiar. Mm. Și știm cum sunt companiile. Ai încercat CS? Ok, când
chiar vreau să răspund la întrebarea asta. Te rog. Când vine vorba de CS, Call of Duty, absolut în ce înseamnă shooter, nu mă bag. De ce? Pentru că am două mâini stângi și s-ar putea să mă împuș singur în cap în loc să mă duc în dinamic. Gen, îmi recunosc limitele. Îmi dai un mouse în mână pe PUBG, o să-ți câștig eventual meciul. Am câștigat o singură dată un meci de PUBG și asta e pentru că m-am ascuns atât de bine tot meciul încât tipul a murit din red zone. Ăla e nivelul meu la shooter. Ceea ce este de apreciat, sinceritatea, e foarte drăguță, foarte drăguță povestioara asta. Băi, nici eu nu mă descurc, sincer, nici eu. Și eu tot mă jucam Fortnite, aveam mine atacuri de panică când sărea unul peste mine și nu l-auzea, mergea încet. Nu știu, probabil e și o chestiune născută trebuie să o ai. Adică, știi faptul că noi ne jucăm, uite și o să trecem acum la următorul subiect de fapt de discuții, de ce ne jucăm noi pe calculator? Care sunt factorii care ne fac să revenim din nou și din nou și din nou, da? Pentru că probabil sunt ani de zile în care ne jucăm și vrem să încercăm jocuri noi. Care crezi tu că sunt motivele pentru care noi tot revenim? Completând fiind și de mine și îmi spui și părerea ta referitor la ce o să spun eu. Eliana, îți dau uite, de exemplu, o să iau două jocuri diferite, cum ar fi Heroes, care e pentru all people. Dacă te-ai jucat vreodată 3 și ți-a plăcut, ai să te întorci într-un fel întotdeauna înapoi pentru gameplay, pentru ce însemnau campaniile, pentru modul, da, și de plictiseală că nu ai ce să faci, dar pur și simplu pentru că este un joc care totuși se testează mintea și e destul de fain, adică puteai să creezi hărțile tale, să pleci în campanii pe zonele în care voiai să-ți creezi dragoni, absolut tot ce voiai tu și era foarte versatil. Și într-un fel te făcea să vezi tot felul de animale fantastice, acolo cunoști unicorni troglodiți. Ok. Mai arunci din când în când câte un peasant în skeleton transformer, dar asta na. Se mai întâmplă, o să înțeleagă preferința cei care au jucat Heroes. Și practic te întorci la el pentru că e nostalgie, e nostalgia din copilărie. Pe când luând un joc ca League of Legends, e comunitatea în general. Nu e neapărat gameplay-ul, pentru că schimbându-se în plan și chiar, de fapt, mult mai des meta-ul. Da. Ce te țin în LoL de foarte multe ori sunt prietenii. Nu prea te țin grind-ul, nu prea te ține comunitatea care e super toxică, te țin fix persoanele alea 3, 4, 5, 6 din grupul tău cu care te joci zilnic aproape. Ce frumos! Frumos! Uite, nu am auzit, cred că, de fapt, de foarte mult timp, ipoteza asta. Frumos! Frumos, de ce? Frumos! Așa e, Mihaiță, bravo! Uite părerea mea care este și o să fii de acord. Asta după ce pun niște muzică, pentru că din nou nu avem muzică chat. Vă rog să-mi spuneți dacă este muzică. E vorba de satisfacția și de cât de repede poate să-ți aducă ceea ce-ți dorești tu un joc. Practic, tu dacă vrei ceva în viața reală, trebuie să muncești luni, ani ca să obții acel ceva. În schimb, în meciul tău, de cât durează, sau o săptămână în rast, sau e un timp mult mai minimizat și în timpul ăsta poți să ajungi mult mai repede la punctul dorit. Cum ar fi să câștigi, să-l bați pe Costel de nu știu unde, să construiești și să-i arăți tu că ești mai bun decât el. E dată satisfacția asta și este, cum îi spune, paroamul lapsus. Te duci la umor, nu mai citești tu că mă defocusează total. Nu mă uit. Poți să-l citești tu și dacă ai o întrebare la care vrei să răspunzi, ești invitata mea. E ca un fel de viciu, te face să tot revii. Nu că e un ca un fel, este. Îmi pare, m-am pierdut. Nu asta am vrut să vorbesc. Da, aș putea considera LOL un viciu, având în vedere că eu am făcut și o altă greșeală. La mine n-a fost doar gameplay, eu am devenit și colecționare de skin-uri. Și când am ajuns pe la 972 de skin-uri, mi-am dat seama că am o problemă. A durat 972 de skin-uri. Wow. Am ajuns la 972 de skin-uri și sute de skin-uri dăruite prietenilor și la modul ok,
e posibil să am o problemă cu cardul pe Riot Games. Nu știu ce se întâmplă de obicei, se cumpără RP-ul singur. Și da, pot să zic că pentru mine chiar a fost un viciu. De faptul că tu intrai în match și îți făcea să te simți bine că reușești și că îi bați și că ai jucat mai bine ca ultima dată și nu vrei să devii mai bună și vrei să joci mai mult, să nu știu, să faci divizia, uite și asta, chestia de divizie, să crești. Și asta poate să fie un factor foarte important în crearea unei dependențe, uite, ăsta era cuvântul pe care îl căutam. Acum depinde, știi, e subiectiv. Ai prins vreodată Diamond 5 Police? Explică mai pe larg. Momentul ăla când ești hardstuck în Diamond 5. Bun. Și gen nu mai poți să treci jumate de sezon, indiferent ce ai încerca. Ajungi în D4, te întorci în D5. Da, am prins. Am prins, ai dar... Ai prins, bun. Da, bun. Chestia cu divizia e un pic relativă, că dacă te prinde Diamond 5 polisul, s-ar putea să nu-ți mai pese de cât de rewarding e jocul în sine, ci să vrei doar să ieși de acolo, ori în Platinum 1, ori în Diamond 4. Dar de obicei în Diamond 4, acum ajunge înapoi în Diamond 5. Ok, interesant, bine, bine. Și, ce părere ai, dacă tot suntem pe aici, referitor la comunitatea asta de gamer? Am crezut că mi-am pierdut aici lisuța cu întrebări. În momentul în care tu faceai stream, în momentul în care tu te jucai, în momentul în care interacționai cu oamenii din comunitățile de gaming, cum te simțeai? Cum simțeai că se raportează ei la tine? Simțeai că este o egalitate între tu fată și el băiat? Sau, nu știu, cum te vedea el din punct de vedere a playerului cu care el juca un match? A partenerului său? Sincer, uite, eu de exemplu nu m-am simțit niciodată discriminată în comunitățile de gaming pentru că aș fi fost fată. Bun. Da, mi s-a făcut flame de foarte multe ori când poate skill-ul meu era inferior față de liga în care jucam sau meciuri sau astea, dar niciodată n-am pus la suflet pentru că asta m-a învățat să devin mai bună. Dar pur și simplu pentru că am fost fată gameriță, eu chiar nu am avut probleme cu asta. Și în plus, niciodată nu m-a interesat atenția tipilor din joc, ci m-am focusat mai mult pe joc în sine. Grupurile mele au fost predominant de băieți, dar pentru că puteam să avem locker jokes. Da. Ca și cum eram în ca și cum eram într-o cameră de băieți și toată lumea făcea glume. Adică niciodată n-am fost fata din grupul de băieți, m-am considerat la fel ca ei. Băiatul din grupul de băieți. Când făceai... Nu neapărat băiatul, doar că nu am încercat să nu existe diferența aia niciodată. Sunt mai băiețoasă eu de felul meu. Când făceai stream, luai hate? Normal că mi-am luat hate, dar am luat hate pentru că făceam stream și nu e ca și cum încercam să fiu atentă la chat sau să balancez jocul. Eram întotdeauna focusată pe joc, numai că stream-ul punea o anumită presiune pe mine când încercam să fac cum trebuie, în care îmi pierdeam focusul de pe joc, făceam greșeli absolut tâmpite, dădeam rage și după aia ieșeam. Și cam asta a fost cu hate-ul pe stream, adică îmi primeam hate pe stream, dar când mi-l primeam referitor la gaming, era chiar meritat, pentru că făceam greșeli absolut stupide. Iată întrebare. More a personal question, cum poți să faci echilibru între gaming, facultate, job și mamă? Nu prea poți să faci un echilibru. Nu-mi tăia speranța. Nu există speranță să poți să echilibrezi vreodată gaming-ul, facultate, job și să fii mamă eventual. Întotdeauna o să fie una sau două dintre ele predominante, iar celelalte două nu o să existe aproape deloc. Ok. Cum, de exemplu, în momentul de față eu sunt între facultate și mamă și gen gaming-ul a plânjat, job-ul s-a dus...
Și am încercat să mă focusez doar pe două, pentru că dacă încerci să faci trei chestii extrem de stresante în același timp, s-ar putea să ajungi în burnout foarte rapid. Așa-i. Și să ai nevoie după jumătate de an de un an să te recuperezi. Tu, Eliana, ai un copil, ai un băiețel. Să-ți trăiască. Da. Mulțumesc. El te vede când mai pe telefon. A, nu, da, te ascult. I-am pus deja controller în mână, știi, să facă combo-uri pe Final Fantasy 15, adică, nu. Eu chiar i-am dat tehnologia din prima clipă, bine, nu chiar prima clipă, cam de pe la un an. De ce? Pentru că în educație există cam două tipuri, cea prin supra-saturație și cea prin, practic, limitare. Ok. În momentul când îl limitezi, s-a demonstrat că dacă tu îi lași copilului doar o oră pe tabletă, el o să vrea din ce în ce mai mult, pentru că îi pui nu. Și ei sunt la o vârstă la care nu înțeleg. Eu am preferat supra-saturația. Ei le-am lăsat acolo, telefon, tabletă, televizor, tot ce a avut el. Și după jumătate de an maxim, a ajuns la nivelul în care le ignoră complet în afara momentelor când chiar vrea să vadă ceva el pe YouTube sau ceva. Preferă să se joace. Wow. Se vede deja noua generație de părinți care are, cum să spun, îi face cunoștință cu lumea asta a jocurilor video și face cunoștință cu tehnologia. Și îl învață, că aici vreau să punctez și eu și a fost foarte bună idee, eu fac aceeași chestiune, îmi vine să mănânc dulce și în momentul în care știu că mănânc dulce în continuu, îmi cumpăr, îmi pun în dulap și nu mănânc, știu că am. Asta funcționează pe același principiu, o chestie pe care în momentul în care o conștientizez, o faci și te poți abține, neapărat te poți abține, nu mai simți dorința, despre asta e vorba. Asta e noua generație de părinți, așa m-am gândit să fiu și eu, exact. Exact asta am făcut părinții mei, nu le dea voie și pentru faptul când le dea voie mă îndărtam mai tare să vreau și să mă scap, știi cum, parcă mă aruncam acolo și nu, eram ca în piscină, știi? Practic îmi tăiau foarte mult din rații, nu mi se părea corect și voiam mai mult. Asta da, mamă! Acum, gata, noi avem deja o mamă. Mai vreau! Da, am încercat să nu fiu cam cum au fost părinții mei cu mine. Deci te afli în situația mea și probabil a noastră tuturor de pe chat. Da, probabil când provii dintr-o familie foarte strictă, după aia îți dai seama că nu-i tocmai ok. Dar cumva... Spune. Stai un pic, câți ani are băiatul de curiozitate? Fiul meu are 3 ani jumătate. Ok. Da, a crescut. A crescut și deja face combo-uri. Wow. O să... Chiar te-ai gândit dacă... Nu știu, dacă o să... Dacă chiar o să fii talentat în direcția asta. Te-ai gândit, nu știu, ai observat niște talentele lui, ai observat niște chestiuni care îl definesc, nu știu, răbdarea, e consecvent, e... Nu e răbdător deloc, okay. E extrem de impulsiv. Okay. Practic o să fiu un jucător foarte bun de League of Legends. Nu. Se enervează, începe să plângă. E fix tipologia, mi-am dat seama din prima că lui... Trebuie să-i dau League of Legends și o să se potrivească perfect în comunitate. Acum, pentru un serios, nu m-am gândit. Orice și-ar alege, atâta timp cât e bun în ceea ce și alege și are o pasiune pentru asta, o să-l sprijin. Dacă o să vrea să facă balet de succes, treaba lui. Singura chestie e că trebuie să fie bun în asta. Exact. Adică dacă vrea să facă balet și el sau vrea să fie gamer și el stă în Hearthstone în Iron 5, nu cred că o să fiu atât de mult de acord cu o carieră de streamer. Știi că acum asta e o chestiune cu care o să mă confrunt și eu când o să am copil și când o să te confrunt și tu când o să-ți crească și ție copilul măricele astfel încât să-și aleagă un drum. Meseriile o să schimbe. O să fie din ce în ce mai normală chestiunea asta și statutul de fapt de gamer profesionist. Acum poate e destul de recent a intervenit în, mă rog, în măsura de job, dar cu trecerea timpului o să apară noi meserii și poate o să, și sper de fapt,
pentru că noi deja am conștientizat chestia asta, să putem să le oferim libertatea ca lor, ei să aleagă și ei să se simtă bine cu ceea ce în direcția în care vor ei să meargă. Îmi pare pentru că nu știu să vorbesc limba română și nu sunt consecvent în vorbire. Voi înțelegeți, da? Asta suntem română 1, noi 0. Influencer. Chiar și așa Dusty. Chiar și așa Dusty. Uite și Dusty din Iași. Dacă faci bine și dacă el este cel mai bun pe chestia asta, să o facă. Dar să fie cel mai bun. Nu, nu cel mai bun. Nu? Că nici asta nu e ok. Că dacă ajunge pe locul 2, îl complexezi. Că nu e destul de bun. Să ajungă la cea mai bună variantă a lui atunci. Da, pentru că noi în România suntem fix pe modul ăla. Cred că mulți am crescut părinți de genul, de ce a luat Ionică mai mult decât tine la testul ăla? Ce, tu n-ai putut să fii cel mai bun din clasă? Și te complexează un pic chestia asta uneori. De acord, m-am exprimat greșit. Așa e. Este oribil. Te dezarmează total. Câți ani are Eliana? Câți ani are Eliana? Mai răspund o dată. 24. 24. Bine, 24 jumate, oh, doamne. Mulți înainte, Și tu nu mergi uneori cât mai ai până la 30? Încă n-am început. Am făcut și-o 23, să știi. Deci un an de desparte noi. Mă sperie chestia asta, să știi că mă sperie și pe mine. Deci n-ar trebui, știi că ar trebui să ne gândim invers, că acumulăm înțelepciune și vârsta noi o alegem, adică noi alegem cum ne comportăm, noi alegem cum ne cum ne raportăm. Deci vârsta e o chestiune subiectivă. Mă rog, da, sunt niște ani și practic de ce ți-e frică cu trecerea timpului? Că vine moartea, știi? Asta e chestiunea asta, mă rog, e filozofic. E undeva în spate, știi, gen crești în vârstă, deci te apropii de moarte. Dar mă rog, mai este. Noi acum... Ți-e frică de moarte? Mi-e frică de riduri. Oh, mă gândesc să rezolvă. Eu când mă gândesc la 30-40, deja mă gândesc că apar așa ghidurile frumos, îmbătrânesc, nu. Nu se rezolvă. Nu se rezolvă, este o injecție cu botox, se rezolvă. Cum e posibil? Ei, după o vârstă, da, într-adevăr, ridurile nu mai ajută o injecție cu botox. Aca Loredana Groza nu ajută nici măcar o intervenție în Anglia de sute de mii de euro, care... Mi se pare și aici că operația asta estetică ai nevoie și de un fel de noroc genetic, un fel de loterie la cum să comportă corpul tău cu așa ceva. Sunt persoane care le reușesc și persoane care nu le reușesc. Ei nu i-au reușit. Mă rog, nu știu vorbim despre asta. Mai câteva luni și m-am dus, spune babu. Babu, tu câți ani ai? Eliana, o știi pe babu? Sincer, îmi pare numele cunoscut. Babușca. Da, așa. Îmi pare numele cunoscut. Dar nu știu. Bun. E incredibil cât de multe persoane le-am uitat. Gen, numele mi se pare așa username-urile cunoscute, dar la modul ok, nu, mi-a murit creierul. Sunt doar o babă. Ești doar o babă. Ești doar o babușcă. Hey, acum glumesc. Te pupam, babo. Uite, ce ai făcut în timpul pandemiei, Eliana? Momentul zero, T0, în care ai aflat că trebuie să stăm în casă, în care ai aflat că nu ai voie să mai... Pentru mine a fost șocant, eu sunt fiecare zi la cumpărături, mă rog, ieșeam. Să cumpăr nimic, nu trebuia să cumpăr nimic, trebuia să cumpăr un bic de bărbierit pentru fetele, mă rog. Dar drumul acela, știi, este extraordinar. Bună, no name. Eu am avut o complet diferită perspectivă asupra pandemiei, pentru că nu am fost în șoc, știam că o să urmeze. Așa. Citisem primul articol despre epidemia de pe atunci din Wuhan în ianuarie, pe la început. Știu că pe 14-15 am fost în București și deja vedeam trendul de a deveni o pandemie. Da. Erau multe articole care... prevesteau un pic pandemia, articole științifice, doar că în media nu vedeai nimic de genul. Și, într-un fel, am cam
raționaliza și mi-am dat seama că există potențialul ca să ajungă și în România, să fie prima pandemie pe care o trăim noi cum trebuie peste tot. Nu mă așteptam să fie atât de repede, în martie. De asemenea, din ianuarie eu purtam măști prin aeroport și le spuneam tuturor prietenilor, cumpărați măști, cumpărați mănuși, cumpărați absolut tot ce se poate. Și a fost interesant, pentru că toată lumea era la modul, tu ești nebună, e în China, nu vine aici, de ce să vin aici? Eram ok. Și apoi în martie toată lumea a fost în șoc, că ok, trebuie să stăm în casă și eram așa cu conservele pregătite. Ce ai făcut eu în timpul ăsta? Eu aveam depozit de conserve. Pandemia n-a fost, pentru mine n-a fost grea, pentru că fiind acasă tot timpul, neavând bonă, i-am dat liber. Da. Efectiv, un copil de 3 ani jumătate te face să-ți dorești să te duci la nebuni. Din martie până în mai, deci în mai când mi s-a întors bona la muncă, eram la modul, nu știu cum am trăit fără tine, te rog, stai aici. Aș da orice numai ca să te am lângă mine, pentru că nu mai rezist efectiv mental. Și da, pandemia pentru mine, în timp ce majoritatea erau cu mă plictisesc, eu eram asta a patra masă pe care trebuie să o gătesc astăzi și avem 1000 de jucării în living. Deci a fost interesant. Da. Pentru cei care nu s-au plictisit, pentru cei care au fost la pol opus plictiselii, pentru cei care au avut mai multă activitate decât ar fi trebuit să aibă în mod normal, chiar dacă a fost pandemia și practic ar fi trebuit să te rezume în asta în casă. Wow. Uite, de exemplu, sunt o mare fană a satului în casă, m-am simțit foarte bine pe timpul pandemiei. Pare rău că, mă rog, a venit valul ăsta și cumva pentru mine și pentru ce s-a întâmplat anul ăsta, a fost utilă pandemia, că trebuie să stăm în casă și că a trebuit să nu merg. Asta a fost că nu a trebuit să merg la facultate. Pentru mine a fost cea mai tare chestie. Facultatea online. Îți place? Nu. Nici mie. Bine, de fapt, e combinat. Unul, pentru că mă las profi în pace și pot să-mi învăț singură. Da. Zodia Gemeni. Pentru întrebarea aia. Da, într-un fel e ok pentru că sunt și examenele online și le poți da uneori la ce oră îți dorești și nu trebuie neapărat să intri la cursuri. Nu sunt toate obligatorii și poți să înveți singur dacă nu ai un prof care nu-ți place și în același timp e nașpa pentru că nu pot să-mi văd prietenii. Deci nu puteți și să reușim să ne vedem o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni în loc de zilnic la facultate. Da, da, știu. Ce faci tu în timpul liber? În momentul în care copilul tău, de exemplu, doarme. Se întâmplă să doarmă, este copilul care doarme de prânz. Adică, doarme de prânz? Nu. Cred că vezi lacrimile așa din sufletul meu. Nu doarme nici de noapte. Și ce faci? Ce fac eu în timpul liber? Păi, mă joc solitaire pe mobil. Bun. Bun. Și eu am ajuns la nivelul ăla de... E pe nivele? E pe nivele, da, am ajuns la nivelul 3000 și ceva. Wow! Este intens. Oricum, majoritatea timpului meu liber în ultimele luni mi le-am dat ligii. Ah, pentru voluntariat, nu? Da. Da, în voluntariat, chiar mi-am oferit majoritatea timpului. Ce mai fac în timpul liber? Mă uit la drame chineziști, coreene și ascult K-pop. Bun. Okay. Acum o să mă duc să-mi iau o frânghie. Eliana. Eu mă joc Stardoll. Știi ce Stardoll, nu? Ce? Eu mă joc Stardoll. Mă joc după păpuș, am 23 de ani și plătesc abonamentul lunar și îmi cumpăr bani în joc.
nu-i nimic mai rău decât asta. Ba da. Ba nu. Există să-ți plătești abonament anual, da, să vezi drame chinezești. Oh. Aia e și mai rău, crede-mă, ești la următorul nivel acolo, gen. Și mai și stai 60 de episoade cu filare și astea doar ca să vezi un sărut. Ah, da, ai spus că chinezești? Uf, ce norocit! Așa am pățit și eu cu un serial, m-am uitat la televizor, mă rog, problema în care nu știam să merg la seriale pe calculator, eram chiar în clasa 12, dar tehnologia mi era bizară. Și m-am așteptat două sezoane, mă rog, și era o iubire de asta extraordinară, știi, și la final a fost un pup superficial. Am rămas profund dezamăgit, astfel încât au trecut 4 ani sau poate chiar 5 ani de atunci și eu încă vorbesc despre asta, deci da, dezamăgirea a fost în continuare. Ești mai sano, bine ați venit, Frigolix, ce star de un joc cu păpuși! Ah, băi, ideea este că noi nu trebuie să pierdem niciodată copilul din noi. Mai tu care am pierdut copilul din noi, e o problemă. Inocența asta pe care ne dă copilul din noi și energia și mobilizarea și bucuria, faptul că te bucuri de chestiunile mici, exact cum erai copil, e un factor important în personalitatea noastră și care te face să îți găsești un echilibru. Deci e perfect în regulă că te uiți la dramele. E mai mult decât un joc, spune Roxandra, gata. E taman ceea ce poate sună anul de vârsta ta, dar taman e de vârsta ta, dacă pieza asta s-ar putea să fie pa. Bine. Uite, hai să îl pierzi. Hei, Andrei, vă rog. Ambii sunt pești pe uscat. Bun, mai avem 5 minuțele. Ce să facem noi în aceste 5 minuțele? Mimo, binevenit! Noi aveam aici un subiect mai... cel puțin interesant. Uite, vrei să te pun pe tine, Eliana, să alegi? Dacă vrei să vorbim în astea 5 minute pe scurt despre școala online și despre ideea de eșec? Lumea de emoticoane de plâns! Sau ce vrea chatul? Oricum ambele sunt destul de complexe. Eu aș merge pe ce vrea cetul, pentru că eu cu eșecurile am o chestie, e destul de motivațională. Da. În general spun că cuvântul eșec nu există în vocabular, există doar reset. Reset? Ai greșit cu ceva, n-ai ajuns la rezultatul care trebuie, nu iei pe eșec, o iei de la capăt. Bun, foarte simplist, rezumat. Deci e un cuvânt impropriu. Eu aici mi-am scris spune. Cine câștigă soțul sau soția în relație? Ah, interesant asta, bună. Ascult. Copilul, da, copilul. Dacă sunt doar soț și soție, întotdeauna o să câștige soția pentru că soțul o lasă. De curiozitate, îmi pare rău că spun întrebarea asta, abia acum ești căsătorită? Nu. Nu te-a cerut? Cred că urmează. Așa îmi spune și-a meu. Da. O să vedem. O să ajung să fac și eu chestia aia, știi, cu Google Ads, cu căsătorie. Ah, se tot apară, nu? Să tot cauți în ele, să-i dea acolo recomandate, nu? Nu, e ok, le caută singur. Le caută? A, și vezi că le caută cât apar. Da, le caută. Le caută el, nu mai e nevoie să le mai caut eu. Sper să nu vadă stream-ul. Ca să nu știe că știi. El știe că tu știi? Da, pentru că îmi trimite poze. A, te pune să alegi inelul, vai ce drăguț. Nu, îmi spune că... A, am văzut din greșeală modelele acestea. Acestea? Cred că s-ar potrivi. Și tu vii cu răspunsul despre ce s-ar potrivi. Niciunul. Niciunul. Păi de ce îi faci unui bărbat viața mai ușoară? Bună. Eliana, de ce ai decorațiunile de Halloween în spate? Dar nu-s de Halloween. Ai doi bostani. Da, le sperne. Și-mi plac, le țin tot anul. Aha, gata.
S-au scos, chat, s-au scos. Da, nu, nu, e... Ideea e că, gen, luminile din spate au cromatica aia de portocaliu și ăsta și mai am și pernele alea și pare că am decorațiunile de Halloween. Da, nu. Bostanii permanenți. Ai făcut bradul? Da, am făcut bradul. A trebuit să-l ancorez foarte bine ca să nu îl dea jos psica. Vechea poveste. Știm, știm. Vechea poveste. Da, nu. A încercat de 2-3 ori și n-a reușit. Deci ok. E în siguranță bradul. Zi-mi un pic. Moșu, vine moșu? Eu scris să... Scuze-mă că te întreb, cum îl cheamă pe băiețel? Vladimir. Vladimir, eu scris lui moșu, nu știu, i-ai spus, îi scrie, scrie scrisori, eu scriam scrisori. Răspund că și tu scrie scrisori. Ok, ba... Cum să explic chestia asta, gen... Nu cred că are exact conceptul de Moș Crăciun, având în vedere că sărbătoarea lui preferată e Halloween-ul. Ok. Damn. Mereu bostani și astea sunt permanenți. Pardon, așa. Și nu cred că îi pasă atât de Moș Crăciun, plus în general are prost obicei, încât când ieșim la plimbare și ieșim, nu știu, pe la Pala sau pe la Julius, începe să zică că e sad și gen jucării. Și așa-i trece supărarea. Așa că practic la el moșul vine cam de fiecare dată când se preface că e trist și vrea jucării, ca să-l învăț ce-i self-care-ul. Oh. Da, probabil o să vină și moșul. O să fie primul an în care își primește cadourile sub brad și poate să și le desfacă singur. Oh, ce drăguț! Vai de frumos! Și la tine vine moșul, tu i-ai scris? Pentru că eu i-am scris? Eu nu am scris moșului. Adică nu. Nu m-a interesat. Ce vrea să-mi aducă moșul? Eu sunt și cu floare, adică nu mă interesează. Masca m-a aruncat-o pentru că era purtată. Eu, cu altă mască. De unde? Din mașină. Mașiniță. Deci moșul poate să vină cu orice, inclusiv dacă este ideea de o floare. E frumoasă treaba asta. Moșul și la mine aici, e pe lângă ușă. Bine, sper să audă. Moșul singur la ea poate vine cu inelul. Nu, nu, nu vreau inela anul ăsta, nu, n-am timp. Să și-l țină. Poate la anul. Bine atunci. Bine, Eliana, este ora 8, s-a scurs timpul, s-a petrecut, mai bine spus, cele 60, chiar 3 de minute. Vale pe intervenții, da. Mulțumim foarte mult, Elena, pentru că ai fost drăguță și pentru că ai venit astăzi și ți-ai rupt din timpul tău și că ai fost alături de noi să ne dai câteva și sfaturi și povestioare și amintiri și chestiuni amuzante. Îți mulțumim pentru tot și stai. Dacă ar fi să termin, acum în încheiere, dacă ar fi să dai un sfat, care ar fi acela? Să știți că nu i-am spus de asta. Este spontan. Un sfat. Da. Ok, mai prins cu asta un sfat. Credeți în voi. E foarte clișeic și e foarte standard, dar nu e vorba de credeți în voi și în puterile voastre, e vorba că toată lumea are mici părți din ei pe care le urăsc și sunt foarte insecure pe partea asta și ar trebui să credeți dacă e nevoie un pic mai mult în voi, pentru că celelalte părți compensează insecuritățile. Adică nu ar trebui să fie ele proiecte, știi? N-ar trebui să fie ele în față. Trebuie să te uiți la tot ce ești tu ca persoană și să pui asta în față. În loc de, nu știu, am o ureche prea mare în cazul în care e fizică sau am dicția prea proastă sau orice ar fi. Doar, nu știu cum să exprim asta. Doar faceți cum simțiți și cum credeți cât mai bine în voi. Da, și ascultați de nevastă. Mulțumim, Iulian lor, Piro.
El este căsătorit ceva timp. Toată lumea știe asta. Au făcut astfel încât toată lumea să știe asta. Mulțumim cu atât foarte mult, Eliana, te lăsăm. O seară super frumoasă, mult succes în tot ceea ce faci. Și uite, a zis că e un moșu. Că dacă nu știi moșu ce vrei, cum să vină moșu? Mulțumesc frumos. Și tu la fel, zis că e un moșu. Poate ne intersectăm scrisorile. Au, să fie. Te pupă. Bine, o seară frumoasă. Mulțumim. Te pupă. Pa, pa, pa.